Bună ziua din nou și vă salut într-o nouă săptămână în care ne-am propus să discutăm despre datele noastre personale, despre modul în care putem să ne folosim informațiile în societate, cum să cooperăm cu partenerii care au nevoie de informațiile pe care noi le oferim, dar și despre aspectul ce este oarecum la modă astăzi, despre vizibilitate, despre tot ceea ce facem în mediul social, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, și s-ar putea uneori lucrurile să nu meargă întotdeauna în direcția pe care ne o dorim. Astăzi atingem așa un subiect oarecum sensibil sau neînțeles de anumite persoane și am vrut să clarificăm de la început lucrurile alături de invitata mea, doamna Simona Donicioaia, antreprenor, specialist GDPR, care, bineînțeles, de pe drumuri am reușit să o captez o oră și să putem să discutăm și să aflăm și perspectiva ta ca specialist. Bine ai venit, Simona! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult! Cu mare drag și sper că în drumul tău prin țară, prin contractele pe care le ai, să ne faci astăzi bucuria de a descoperi ce înseamnă, ce este și ce face faimosul GDPR, ca să intrăm prima dată cu această parte importantă a discuției noastre. Dacă ne poți da câteva lămuriri și pentru ce ne este utilă această procedurare a modalității de utilizare și de prelucrare a datelor noastre personale? Cu mare drag, cu mare drag oricând și în special astăzi, așa între drumuri, da? În primul rând ne protejează pe noi acest regulament, da? Dacă nu ar fi apărut regulamentul, am fi văzut în continuare, în zilele de azi, așa, o fluctuație de date, da? Nu conta de la cine luăm, cui dăm, cui vindem, cine cumpără. Ei, astea au început să se mai potolească un pic, da? Și noi, ca și persoane fizice, da, suntem protejate. Da? Se cheamă persoană vizată pe GDPR. Da? Regulamentul 679 din 2016 ne denumește pe fiecare dintre noi persoane vizate. Ca să știm exact limbajul, da, GDPR. Ca și persoană vizată, putem să fim și din perspectiva ca și angajat, da? Și ca și persoană care merge la magazin să cumpere ceva, la o șaurmerie, parfumerie, deci nu contează. Oriunde putem să fim văzuți ca și persoane vizate. Deci, nu are nimeni voie, nicio entitate juridică, persoană fizică, să ne ia datele noastre cu caracter personal de pe orice cale, oricum a avut contact și a intrat în contact cu datele noastre personale, să le ia și să le livreze în spațiu public, fără voia noastră. Dacă noi ne dorim să fim vizibile cu datele noastre personale și noi ne-am dat acordul și consimțământul pentru un marketing, pentru diverse, da? Atunci nu este nicio problemă. Cu acordul nostru se poate face orice cu datele noastre, dar fără acordul nostru nu. Deci asta este esența GDPR-ului. Da? De când ai început tu acest parcurs al promovării regulilor legate de politica GDPR, având în vedere că în România, cel puțin din cunoștința mea ca antreprenor și din evenimentele pe care le fac, am început să punctez efectiv regulamentul GDPR cam de vreo 2 ani de zile. Da, el este intrat în vigoare din mai 2018, dar regulamentul este din 2016, cum am spus. Iar eu m-am pregătit undeva din 2017, am făcut cursurile necesare, în România, bineînțeles. Normal că pe bani frumoși, că nimeni nu știa atunci acei GDPR-uri, și, dar a meritat. Efortul a meritat și financiar și, să zic așa, ca și pregătire. Au fost reticenți. Imediat atunci, în 2018, toți antreprenorii spuneau, nu veni la mine cu GDPR-ul pentru că am auzit ceva, dar nu va rezista acest concept în România. Dar acum deja încep să învețe, clienții mei deja știu foarte bine ce înseamnă GDPR-ul pentru că facem traininguri aplicate, nu există angajat
al unui client de-al meu să nu fi semnat un proces verbal că a asistat la training, degeaba a mers să implementez dacă nu înțeleg oamenii în primul rând ce înseamnă. Pentru că un antreprenor spune, da, semnez un contract cu tine, a, eu de acum sunt acoperit, ești ofițerul meu GDPR. Zic, da, ok, dar dacă nu implementăm documentele corect, dacă în raport cu clienții tăi, cu furnizorii tăi, cu angajații tăi, nu, angajații mai departe nu știu să promoveze ce înseamnă GDPR-ul, nu avem de-a face cu un concept corect implementat. Despre asta este vorba. Da. Acest regulament cred că ne este nouă foarte util totuși în activitatea pe care o desfășurăm și la nivel profesional, dar și la nivel personal. Și cred că aici e o muncă pe care dumneavoastră va trebui să o faceți cu echipa pe care o aveți, de informare, de schimbarea perspectivei, pentru că, într-adevăr, la început GDPR-ul era privit ca încă un aspect birocratic care ni se solicită să îl facem în cadrul organizației noastre. Care e acum perspectiva din acest punct de vedere? Și acum ne mai confruntăm cu aspectul ăsta, pentru că în momentul în care mergi la un client nou, da, el deja stă reticent, antreprenorul, și spune, vai de mine, mai mă încarci cu o serie de documente. Zic, nu, eu vin să-ți ușurez munca, nu să-ți o încarc, pentru că în momentul în care tu vei învăța și vei face corect acele proceduri, vei vedea că și tu afli lipsurile pe care le ai, adică ai să vezi dacă un laptop pleacă de la tine din unitate, pleacă spre casă și poate fi pierdut de către angajat, ce implică acel risc? Și în momentul în care vede breșele de securitate pe care le are, în primul rând, GDPR-ul are o componentă mare, este securitatea pe IT. Da? Și atunci, în momentul ăla, învață. Sunt clienți care au învățat ce înseamnă organigramă. Pentru mine a fost ceva deosebit, iar eu învăț cu mare drag, pentru că toată experiența mea acumulată, numai ca să pot să faci GDPR, a trebuit eu, nu știam eu că va fi asta un business de așa de mare amploare, dar meticulozitatea de care ai nevoie, deci trebuie să ai o factură de, nu știu, eu de fapt din HR am venit în GDPR, da? Dar dacă nu mi-ar fi plăcut să buchisesc acolo fiecare formular, fiecare hârtiuță, fiecare virgulă pusă unde trebuie, nu aș fi putut să fac niciodată GDPR. Cine crede că este ușor, nu este ușor deloc. Am o echipă mare în spate, nu pot să fac singură. De la juriști, la ofițeri pregătiți, pregătesc continuu, trimit la cursuri, pentru că ne extindem și este normal, firesc să fie așa. Dar în același timp spun, odată cu noi, învață și antreprenorii. Mergem pe aceeași cale. Și ne mai întrepătru unde. Mergem paralel, așa ziceai, că e business. Nu, mergem împreună și e un drum frumos și vor învăța și le face bine să facă GDPR-ul în cadrul fiecare. Nu contează că instituție de stat sau privată. GDPR-ul este obligatoriu pentru toți. Vor învăța, mai ales primăriile care încă, eu tot spun și spun, au nevoie de GDPR. Da? Pentru că acolo se prelucrează foarte multe date. Să ținem cont câte date intră într-o primărie. Nu? Deci așa este, da. Este, da, da, da. Și nu numai într-o primărie, sunt multe alte instituții publice care operează mii de date. De ce spun într-o primărie? Ca să avem o idee. Pentru că ce este important în GDPR? În fața unui calculator stă o persoană, da? Un om, care poate să aibă intenții bune, intenții rele, da? Se creează baze de date, da? Are acces la baze de date, le creează, le primește, le stochează, le arhivează. Ce face cu ele? Dar dacă le vinde? Dar dacă le vinde și se vând? Deci vorbim pe știute, da, să zicem așa. Există paparazzi și printre noi și afaceriști fără date juridice, apropo de ce spui, da, tu. Se vinde și se cumpără, se vând și se cumpără baze de date permanent. Este un fenomen global, nu doar în România, vai că nu, peste tot. Și atunci asta vine să facă GDPR-ul, da? Și foarte bine că s-a făcut pe toată Europa, este foarte bine că nu este doar pentru România și începem, adică nici un stat să nu se poată juca cu datele unei persoane din România. Da, eu sunt mai naționalist așa și țin cu românii și am pretenția că GDPR-ul va apăra întotdeauna
eu cât pot asta fac, da? Să-mi apăr, să zic așa, poporul și neamul și da, prin GDPR cred că pot să fac și asta. Știu că ți-ai asumat un drum de pionierat în zona aceasta a GDPR-ului, deși tu coordonezi un grup de firme și ești foarte ocupat în activitățile celelalte pe care le desfășori, dar aș vrea să punctezi proiectul inovativ pe care l-ai în plan, cred că să-l dezvolți acum de curând cu GDPR-ul, o platformă online care să fie accesibilă pentru toți și să ne explice și să ne traducă acest limbaj care poate pare un pic incomod la început. Da, da, chiar este un pionerat. Bine, o să mai găsiți în momentul ăsta platforme, dar au doar finalitatea, să spun așa, a GDPR-ului, adică acele rapoarte lunare. Proiectul nostru, spun și cred cu tărie și o să vedem după aceea împreună, că este un proiect amplu, deoarece lucrăm chiar din 2018, se termină în august acest an. Facem o platformă împreună cu Facultatea de Informatică Iași. Nu spunem financiar cât de mult a costat, că nu asta este important și relevant. Este important implicarea. Avem 7 informaticieni care au lucrat atât de la noi cât și de la Info, foarte deștepți, care sunt mândră de ei. Chiar dacă eu le-am spus cum trebuie să arate și ce conține acea platformă, într-adevăr, iese la lumină, mai avem un pic, suntem pe final, facem teste deja vedem cum arată, e superb, e bine. Într-adevăr, ea va oferi o altă perspectivă, adică va fi un regulament expus în online. Va fi foarte frumos. Ai de la șabloane, de la primul document și poți să ți-l personalizezi cum dorești ca și ofițer intern al unei companii. Deci ea va avea mai multe tipuri de structură ca și acces. Va avea un ID cu user și parolă. Orice companie sau orice ofițer care va dori să facă abonament nu va fi scump, va fi efectiv pentru toată lumea, pentru orice buget, pentru că vreau să subliniez un lucru important, să nu se lase niciun antreprenor păcălit, pentru că GDPR-ul nu interesează ce cifră de afacere are antreprenorul, nu mă interesează dacă este, nu știu, are 50 de milioane cifra de afaceri sau are, nu știu, 100 de mii de lei sau 10 mii de lei, nu contează asta, contează volumul de date pe care îl prelucrează. Deci noi nu încasăm și nu vom avea abonamente pe platformă în funcție de cifra de afacere a firmei. Vor avea acces absolut toți și va fi o platformă ușor de înțeles și de gestionat și deja de atunci se ușurează. Și mai mult decât atât, după aceea, prima dată o lansăm în România, bineînțeles, undeva în iarnă preconizez, prima dată va fi în Franța după România, pentru că deja îmi pregătesc o româncă care este stabilită de 2 ani în Franța, vorbește foarte bine franceză și sunt mândră că românii noștri pot să facă acest lucru și deja am setat-o și o învățăm ce înseamnă, vine cu noi acum în teren să vadă cum este, ca după aceea să știe, eu nu o să am timp să mă duc și în Franța, nu? Așa? Ba, poate doar în concediu, relaxare. Nu știu, concediu e cam mult, nu prea, cu concediile mai ușor, dar printre picături, în momentul în care muncim, ne mai și relaxăm câte o oră, două, dar mai mult nu, că n-avem timp. Tu ai ales un nou business să dezvolți în activitățile tale antreprenoriale și, bineînțeles, apare întrebarea logică, normală, cum de reușești să le faci pe toate? Cum gestionezi cele 24 de ore pe care le avem cu toții? În primul rând, dorm doar 3. Că altfel n-ai cum. Dar îmi ajung. Sunt ok. Familia mă înțelege, copiii au crescut. Am 3 copii minunați și o familie frumoasă. Am cei din jur, nucleul meu, care știu și mă susțin și știu ce înseamnă că nu am timp și merge mai departe așa. M-am obișnuit cu ritmul. Cred că sunt workaholică, da, recunosc, dar sunt bine așa cum sunt, nu aș ști să fiu altfel și sunt fericită așa. Ți-ai creat un sistem pe care reușești să-l gestionezi. Cum vine cu partea de dezvoltare de echipă și delegare?
Cu câți oameni lucrezi? Acum am peste 11 oameni. Doar în firma care dezvoltă? Nu, vorbim doar de cea cu GDPR-ul, okay. Da. Dar da, per total, da, câți oameni coordonezi? Acum, să zic așa, în jur de vreo 70 am avut vremuri înainte de a lucra în bugetul de stat, în sistemul bugetar, da? Am avut undeva la un moment dat și câte 450-500 de oameni odată, în același timp, că aveam mai multe cum am și acum. Da. Doar că acum am rebranduit, să zic așa, și restructurat, pentru că am trecut de la business-uri cu foarte mulți angajați la business-uri cu mai puțini angajați. Da. Dar am condus și instituții de stat cu mult personal, deci nu mi-e frică, îmi place să organizez. Care sunt, da, câteva principii de management și de coordonare pe care tu le aplici în activitatea pe care o desfășori? În primul rând, munca în echipă. Nu pot fără oameni lângă mine, nu pot. N-ai cum să le faci pe toate. Doar că trebuie să vezi și să punctezi, să știi să împarți atribuțiile și chiar din mers, dacă vezi că cineva nu face față la anumite task-uri, să remodelezi și să-l, nu-l alungi. Îl retrimiți acolo unde este locul și să știi că fiecare își poate regăsi locul în echipa mea fără niciun fel de problemă. Un alt principiu pe lângă munca în echipă? Iubirea și dragostea de oameni. Pentru cum mine se manifestă? Este. Tot timpul să fii cu sufletul deschis la ei și ei să vină cu zâmbetul pe buze la muncă. În momentul în care eu simt că nu mai vin, eu nu mai pot lucra cu ei. Mă mut în birou, mă mut din birou sau facem cumva pentru că vreau să le mai dau o șansă. Uh-huh. Dar dacă persistă în, nu știu să zic așa, o rutină, cred că de la rutină omul, la un moment dat se rutinează, da, după vreo 2-3 ani se rutinează oricât de multe le-ai oferi. Pleacă și vor să revină. Aici eu am o problemă, am o regulă strictă. Nimeni care a plecat de lângă mine nu mai primesc înapoi, din păcate. Nu pot. Eu... Formez alți oameni, în schimb. Da, asta mă gândeam că aș fi putut puncta, că este și o șansă de a dezvolta echipe noi, dar da, în același timp, experiența pe care au acumulat-o acele persoane care au lucrat cu tine 2-3 ani, cu siguranță o vor duce mai departe. Cu drag. Chiar dacă cu poate drag vor să schimbe mediul, vor cu să drag schimbe compania, nu contează. Dar, dar eu nu mă tu supă. Ai... Tu ai sădit, da, la expertiza pe care ei o, da, vor dezvolta, da, mai, da, mai departe. Da, da. Câteva aspecte pe care tu le, cum să zic, le ții ca și valori sau care te ghidează pe tine ca om în ceea ce faci, oriunde te duci. Tu călătorești foarte mult, te întâlnești, da, cu foarte mulți oameni, da, dar nu stai tot timpul numai în birou, în hârtii, că spuneai că ești o persoană meticuloasă și asta te-a ajutat foarte mult în ceea ce faci. Hai să zâmbești, dar să știi că stau tot timpul. Eu merg cu birou mobil după mine. Și birou mobil? Nu. Faci networking și te întâlnești cu tot felul de oameni. Tot timpul. Nu care am, sunt am câteva aspecte pe care tu le urmărești la oamenii pe care îi întâlnești? Sau care e sistemul pe care tu vrei să-l clădești în relațiile tale de afaceri? Să pot socializa cu ei, să pot să ajung la ei, să înțeleg ce își doresc, la ce nivel au nevoie de mine, de ajutorul meu, profesional în primul rând. Eu nu prea am timp de relații personale și de prieteni foarte mulți, din păcate, dar doresc din punct de vedere profesional să-i ajut maxim cât pot. Dacă nu pot eu, indic pe cineva. Normal, cunosc extraordinar de multă lume în toată țara, nu prea cred că există oraș în România în care să nu cunosc pe cineva și întotdeauna dau mai departe, pentru că eu consider că nu trebuie să primești neapărat ceva în schimb ca să poți să ajuți. Da? Nu trebuie să aștepți. Trebuie să dai. Acest principiul de a da înainte de a primi, da, cred că trebuie să îl încurajăm mai mult în rândul celor cu care lucrăm. Clar, eu sunt de acord. Fac tot ce... Dacă aveți vreo idee, sunt de acord. Sunt dornică. Oamenii trebuie să învețe, trebuie să fie mai buni. Din păcate, pandemia ne-a făcut mai răi și nu e ok. Ar trebui să-i resetăm cumva, nu știu, să ieșim mai mult, să vorbim mai mult. Eu de asta mă și întâlnesc și accept. De multe ori mă întâlnesc cu persoane în viața mea și în traseul meu profesional cu care... Chiar nu, dar trec pe lângă ei și mă bucur doar că aud ulterior
vai, mi-a făcut atât de bine acel om și m-a învățat să fiu altfel. Și dacă atât, pușul ăla a fost destul, acele 5 minute în care am băut o cafea, pentru mine este o mare satisfacție. Mă bucur enorm de mult să aud acest aspect, pentru că focusarea pe carieră de multe ori tinde să scadă din umanitatea, da, pe care din păcate, da, ar trebui să o dăruim necondiționat, așa cum spuneai, da, tu, cu iubire, cu dragoste, da, și orientare, da, către reușită. Cum văd copiii, soțul tău, această perspectivă a dezvoltării tale? Știu că ai spus că sunt mari și, da, sunt, da, pe drumul lor oarecum, da, dar întotdeauna totuși sunteți împreună și comunicați. Care sunt câteva aspecte pe care ți le spun copiii cu privire la ce faci tu? Am primit zilele trecute cea mai mare lecție, una din cele mai mari lecții. Copiii tot timpul ne dau lecții. Dar fiica mea, Carla, este șefă de promoție la facultate, da, urmează să fie la facultate, la liceu de informatică Iași. Și mâine va ține discursul, pentru că în cadrul festiv, iar eu nu voi fi acolo prezentă, este dureros. Dar mi-a spus, mama, eu știu că ce faci, unde pleci, faci pentru noi, așa că nu contează asta. Du-te și eu știu că ai să fii cu mine oricum. Și da, este o lecție, merge mai departe, o să o văd în filmare și știe că sunt cu sufletul acolo. Da, primim lecții non-stop de la ei și trebuie să învățăm să-i auzim, nu doar să le impunem și să-i lăsăm pe drumul lor. Să nu le impunem să devină ceea ce ne-am fi dorit noi să fim și nu am împlinit. Nu, dacă eu sunt medic, ea trebuie să devină medic, sau dacă am vrut să fiu medic, trebuie... Nu! Să lăsăm copiii să devină ce-și doresc ei, că doar atunci vor fi fericiți. Ce vârste au copiii tăi? Fiul meu cel mare împlinește pe 31 august anul acesta 27 de ani. Mulțumesc, fericit! Carla a împlinit 18 și cel mic, clasa 8, acum o termină și am trecut de 14. Da, da. Cum e cu generația tânără? Sunt generații chiar și între ei diferite. Probabil a trebuit să înțeleg din fiecare generație ceva. Nu sunt de înțeleși, nu. Sunt de înțeleși doar că trebuie părinții să învețe să-i asculte. Ei ne transmit mesaje și un copil care se revoltă are ceva de spus. Ar trebui părintele să stea, să fie mai atent un pic la nevoile lui. Fiecare are ceva de spus. Eu cred că dacă vorbim cu ei cald, luminos și... Nu, hai, lasă că n-am... Și eu mai fac uneori. Și îmi dau seama imediat și zic, aoleu, nu-i bine. La toți cred că avem aceste, da, avem, momente. E normal, dar trebuie să ne dăm seama că stai un pic, că și noi, poate la vârsta noastră, am fi dorit atenția părinților și nu aveam. Și atunci, haide să facem un echilibru. Așa este. Da. De ceva timp ești partea Organizației Femeilor Antreprenor din Confederația UGIR, da, și ai adunat așa foarte multe persoane în jur. Am încercat. Da. Cât de important este ca femeile să fie implicate în activitățile profesionale și în ceea ce se întâmplă în societate? Zic că cel mai important, și nu pentru că am ceva cu bărbații, sunt o necesitate pentru noi ei, dar noi ca femei, spun sigur, pentru că am destulă experiență în spate, știm să organizăm și să structurăm mult mai bine. Da? Tot ce înseamnă, nu știu, a conduce un business, a... Cine pregătește cămășile oare a bărbaților? Cine știe ce este în frigider? Păi și de ce, dacă într-o casă știm să facem astea? De ce cred că de ce au impresia bărbații că noi n-am putea organiza o entitate, un oraș, o țară? Nu le este frică de noi, cumva ar trebui să ne lase, da, să vadă că lângă noi ei ar duce-o mai bine, nu noi lângă ei. Este o lume a bărbaților în care ei nu ne lasă să pătrundem. Da? Dar eu îmi doresc foarte mult prin OFA să reușim să facem acea breșă și să înceapă bărbații să ne bage în seamă și să vadă că existăm. Pentru că le va fi și lor mult mai bine. Da. Așa este, să învățăm, da, să colaborăm, da, și, da, să, da, să creștem împreună. Sunt convinsă de asta. Ai simțit vreodată că nu mai poți? Nu, sunt o luptătoare. N-am să spun niciodată asta, că nu mai pot. Fizic, fizic când am au fost căzut, momente, da, de câteva ori. Ce-ai făcut ca să te reinventezi, să te repui pe picioare? Nu, am fost dusă de urgență la spital.
Și chiar și atunci când mi s-a spus că eu nu ies de acolo întreagă, am zis nu. Așa voi și pe picioare, și am ieșit pe picioare. Nu mă las, nu există nu. Nu. Și atunci dacă nu există, nu se poate, ce există pentru tine? Totul. Iubire, dragoste, voință. Trebuie să lupți până la capăt pentru orice. Păi de ce am venit aici? Să ce? Să ne învingă cine? Cine ne poate învinge? Nimeni. Da? Pleacă de aici dinăuntru și dacă înăuntru e ok, în afară dăm totul. Nu există. Cum hrănim și creștem această putere interioară? Puterea interioară, în primul rând, să simți că cei din jur știu că existi. Da? Să te simți bine cu tine însuți și să poți să dai iubirea pe care poți să o dai. Tu hrănești acest izvor al puterii de sine. Care ar fi un obicei al tău sau ce faci ca să ai timp să te orientezi către tine, către sine, către a hrăni această prezență conștientă? Mă rog la Dumnezeu. Pentru mine e esențial. Da. Rugăciunea, într-adevăr, ajută și trebuie să fim conștienți că nu trebuie să o facă doar oamenii religioși sau că este un defect sau că e un punct slab. Ci, în primul rând, aici, în Iași, eu sunt ardeleancă, născută în Ardeal, crescută în Banat, am muncit în București și m-am stabilit în Iași. Am făcut crucea pe țară, da? Și am venit și mi-am dat seama la un moment dat de ce am venit. Pentru că este cuvioasa, da? Și nici nu pot să știe ieșenii ce privilegiați sunt că este cuvioasa aici. Și eu sunt mândră de asta și mă întorc cu drag acasă. Oricât umblu, vin acasă. Și mă rog, da, mă rog la Dumnezeu, la cuvioasă, la Iisus, da, la Fecioara Maria, la Sfânta Vineri, postez tot timpul. Tot timpul. Mă refer la posturile ortodoxe. Vinerile nici nu discut. Poate să fie Revelionul. Eu până la 12 noaptea nu mănânc. Da, am ale mele. Dar mă simt atât de bine așa. Nu mi-impun. Este un click făcut. Este o setare. Și de acolo cred că găsesc izvorul ăla de energie. Și de acolo cred că mi se și spune. Nu te lăsa, luptă. Nu contează. Plâng. Ce? Sunt om? Plâng, normal. Da. Nu, obosesc. Da, dar nu mă las. Nu, merg înainte. Când nu lucrezi și mai vine Paștele, mai vine Crăciunul, mai vine Revelionul sau familia cere să faceți un concediu, care sunt lucrurile care îți place să le faci tu, Simona, în timpul tău liber? Ascult muzică. Ce fel de muzică? Și când Hauser, în primul rând, da, Andrei Rio, mă relaxează, dar și când lucrez. Eu nu pot să lucrez fără muzică. La mine în birou se știe că este muzică non-stop, deci nu, muzica, da. Muzica e bine, am și alte pasiuni, dar muzica mă special. Da. E un lucru important să aducem hobby-urile în activitatea profesională, mai ales dacă dedicăm foarte mult timp în zona aceasta. Da. Care sunt planurile tale de viitor pentru anul acesta, pentru următorii 2-3 ani? Deși este multă incertitudine pe piață. Eu zic că o să înceapă să fie certitudine și o să începem să ne revenim. Am așa o încredere. Gata, terminăm și cu situația asta mondială. Anul acesta se dezvoltă GDPR-ul, a luat așa o explozie, da? Și nu pot să-mi permit să plec din țară și nici nu-mi doresc. Să știi că n-am apucat să fac concedii din țară câte mi-aș fi dorit, pentru că tot așa din lipsa timpului am fost în afară mult. Acum voi face o pauză. Voi sta cu minte la mine în țară și îmi voi face și contractele în paralel. Nu îmi voi permite să am foarte multe concedii sau, să zic, camărime. Dar da, copiii mei, cei doi mai mici, au examenele. Fata de bacalaureat, intrarea la facultate, și cel mic să ia la liceu. Și atunci, da, îmi voi dedica, cred că, luna august lor. Printre muncă, bineînțeles, că nu se poate fără. Și ca după aceea să-i încarc și pe ei de să le fac așa un pic de saturație de mama și familie, să-i împing după aceea spre un nou drum, că încep o altă etapă în viață. Și cred că asta este pentru anul ăsta.
Pentru anul viitor, da, voi încerca acolo unde voi lansa platforma GDPR pe Europa să merg, să zic așa, nu în control, că eu nu sunt genul de om să fac controle, dar să supervizez un pic activitatea de acolo și atunci undeva pe zona asta, da. Și OFA, nu mă las de OFA. Îmi plac ce energia doamnelor noastre sunt minunate, mi-a plăcut fiecare întâlnire la care am reușit să ajung și deja am să anunț unde mai pot să ajung și cu mare drag, dacă pot să unesc, dacă pot să pun umărul, să facem să fie bine, cu mare drag. Cum ai îmbinat rolul de mămică până în prezent și care crezi că va fi rolul tău de mamă pe următoarea perioadă în dezvoltarea personală a copiilor tăi? Copiilor. Nu, copiii mei vreau să-i las liberi de mine. Nu vreau. Cordonul umbilical trebuie tăiat la timp și mai devreme, spun eu, dar niște limite, adică să nici nu îi lăsăm nesupravegheați la modul că nu știu unde merge, ce face și cu cine. Nu. Un control minimal, adică să nu exagerăm, dar să-i și lăsăm să învețe, să ia decizii, cum ne îmbrăcăm, ce facem, haide să vedem unde mergem, cu cine mergem. Nu, copiii trebuie să fie capabili ca în orice moment ar dispărea, că este natura, da? Nu ne putem noi opune destinului, dar în orice moment un părinte ar dispărea, ei să fie pe picioarele lor cât de cât să poată să-și urmeze calea lor. Da? Ei sunt entități de sine stătătoare, să ne înțelegem. Ți-ai dori copiii să preia una din afacerile pe care le coordonați? Așa încet pe toți trei ghidez să preia din cele 7 firme pe care le am la ora asta, pe rând, așa, pe nișe, fiecare pe ce știe să facă, pentru că nu mi-aș dori sub nicio formă să apară disensiune între ei când vor fi maturi. Și dacă o să fie capabil să le ducă bine, dacă nu, să le închidă, să ia de la zero, pentru că și eu am avut urcușuri și coborâșuri și am închis firme, am deschis. Asta este în business, nu e ușor, este greu, nu pot să fie antreprenor. Dar mă gândesc așa, dar poate unul din copiii mei nu o să vrea, nu o să le pleacă să fie antreprenor. Să meargă să muncească, orice, nu este nicio problemă și eu am muncit de jos până am ajuns aici. Și eu mâine, dacă trebuie să muncesc, n-am nicio problemă. Pentru că înseamnă că asta e viața, ăla e destinul, nu e munca? Nu. Munca este totul, da? Iubire, muncă, dragoste, da? Da. Care ar fi un sfat, un dicton sau o învățătură pe care ai vrea să o dai acum ca și o concluzionare a interviului nostru pentru cei care ne urmăresc? Cum să facem lucrurile? Pentru femei, în primul rând, aș da să nu ne lăsăm bătute și haideți să răzbatem în lumea bărbaților. Da? Pentru că momentul când ei vor învăța că lăsându-ne în mâinile noastre niște frâi acolo care consideră ei că ni le pot lăsa, o să vadă că au și ei viața mai bună lângă noi. Pentru că noi nu venim cu intenții rele. Avem instinctul nativ de mamă, de ocrotire. Cum aș putea eu sau orice femeie din OFA, orice doamnă din OFA să distrugă ceva ce face în jurul ei? Niciodată. Și atunci am face cu mult mai bine tuturor. Deci asta ar fi în primul rând, da? Haideți, bărbaților, lăsați-ne să ne facem treaba. Și să vedeți că cu voi împreună putem construi, nu ne eliminați din toate. Asta este, cred că, esența. Iar în rest, pentru toți, iubire, iubire multă. Dacă există iubire și dedicare în tot ceea ce facem, reușim. Așa este. Și femeile, da, să aibă mai mult curaj, curaj și să curaj. Nu se autolimiteze. Cred nici că aici eu este avut unul din secrete, apropo. Absolut. De a nu renunța. Nu te limita, nu îți pune singură bariere. Bariere, da, da. Nici eu nu am avut și eu am învățat. Mi-am luat șuturi, am plâns, dar m-am ridicat din nou. Nu mă las, merg înainte. Ești un model de perseverență, Simona, de putere și îți mulțumesc că ai venit mare în drag, studio. Oricând, da. Chiar mă simt onorată că ai rupt din timpul tău în traseele prin țară. Da. Și că am reușit așa să plec la drum, interviu. Că n-am de ales, așa da. Plec la drum, dar
îmi place și plec și muncesc și cu mare drag. Oricând, oricând, oricând pot fi sunată și pe GDPR, cine vede, nu am îs vizibilă, este peste tot și numărul meu și adresele noastre de e-mail. Mașina am colat-o cu adrese de e-mail, acum ne iese și numărul scurs să putem fi apelați. Atât că dorm cele 3 ore, dar în rest răspundem la telefoane, deci nu-i problemă. Sigur, oricum ai o echipă dedicată este, și profesională. Este, este, nu răspund doar eu, sigur că da, nu mai pot, nu, n-ai cum. Dar, da. Da. Mulțumesc încă o dată, Simona Duniceai, antreprenor, specialist GDPR, expert chiar aș putea spune în auditor contextul... Auditor chiar, da, am ajuns și la partea de audit și excelent. Mergem înainte, ne luăm toate acreditările europene de care avem nevoie, da, mergem la Bruxelles să ni le luăm, deci mergem să facem, să atingem superlativul. Super, succes în parcursul acesta și mulțumesc că ești un exemplu de antreprenoriat de succes și în special de femeie antreprenor care duce lucrurile la un alt nivel. Succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc și vouă la fel, echipa minunată pe care o aveți. Vă mulțumesc cu drag, din tot sufletul. Mulțumim. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Vă invit să fiți atenți la modalitatea în care vă folosiți datele personale. Să nu renunțați din activitățile pe care doriți să le faceți, să fiți mereu perseverenți și, bineînțeles, pentru femeile care ne urmăresc, să dea tot ce au mai bun, pentru că noi, femeile, cizelăm generațiile de astăzi și generațiile viitoare. Vă binecuvântez, fiți extraordinari în tot ceea ce faceți și, bineînțeles, vă invit să urmăriți interviurile de pe canalul de YouTube și să vă abonați pentru a fi la curent cu noutățile noastre. La revedere!